După Passat și Golf, nu cred că există un nume mai important, un nume care să facă să tremure mai tare de plăcere cumpărătorul român decât Touareg. Mașina aceasta, lansată în 2002, este acum la a treia generație și se pregătește de a patra ce urmează să apară în scurt timp. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de ceea ce a însemnat Tuaregul. Așa, de la început și până astăzi, în 2023, când, după cum vă spuneam, e la a treia generație. Prieteni, Bine ați venit! Hai să discutăm despre suvul poate cel mai răvnit de părinții noștri, de părinții lor și cred că și de noi în curând. Nu-i treaba ușoară să cumperi o mașină nouă sau o nouă mașină veche, adică second hand. Prietenii de la autovit.ro au lansat prima platformă educativă cu sfaturi utile despre tot procesul de cumpărare a unei mașini. De la opțiuni de finanțare, cum alegi mașina potrivită în funcție de nevoi și scop, cum te asiguri că anunțul este pe bune, care sunt actele și procedurile legale, la ce să fie atent la vizionare și multe, multe altele. Mai ales pentru cumpărătorii aflați la prima cumpărare, pagina este un must check. Ca să nu-ți pară rău mai târziu. Nu pot să cred că au trecut 20 de ani de când a fost lansat Toaregul. 20 de ani de la acel moment când am văzut pentru prima dată, într-o revistă de profil, un Toareg stând pe trei roți, curat în aer așa, negociind un teren din acesta denivelat, mult mai denivelat decât era până atunci accesibil practic oricărui alt model Volkswagen, cel puțin la acest nivel, cum urma să o facă acest SUV. Și ținem că atunci erau multe voci neîncrezătoare. Hai Volkswagen să facă propriul Land Cruiser. Volkswagen poate să rămână la Passat și la Golf, că la asta se pricepe. Și într-adevăr, în 2002, Volkswagen la asta se pricepea foarte, foarte bine, mai ales la Golf, erau foarte buni la chestia asta. Și atunci, vocile acelea neîncrezătoare au fost amuțite la scurt timp după, după ce au început posesorii să își primească mașinile care le erau livrate. Tuaregul era o mașină confortabilă, cu finisaje excelente, finisaje moderne pentru 2002, finisaje care și în zilele noastre arată bine. Ok, au îmbătrânit cu siguranță, dar în continuare finisajele primului Touareg arată bine. Mașina aceea a rupt gura târgului, iar Volkswagen a avut foarte mare încredere în rețeta toaregului. Gândiți-vă doar, mașina aceea avea motoare cu 5 cilindri, cu 6 cilindri, cu 8 cilindri, cu 10 cilindri și cu 12 cilindri. Gândiți-vă doar că toate aceste arhitecturi erau disponibile pe o singură mașină. În linie, în V, VR, pentru că exista VR6-le în W, pentru că a existat și W12. Atât de multă încredere a avut Volkswagen în rețeta toaregului. Evident, motoarele erau împerecheate cu uh, cutii performante, automate sau manuale în 6 rapoarte, cutii care uh, puteau controla foarte bine uh, cuplul, pentru că exista foarte mult cuplu în acele motoare, mai ales la motorizările diesel și controlând foarte bine cuplul se putea controla foarte bine tracțiunea astfel că regul a devenit un off de luat în seamă. Numai că regul avea un secret. Fusese dezvoltat alături de Porsche. Cei de la Porsche nu stăteau pe roze din punct de vedere economic în 2002 și se pregăteau și să lanseze Cayenul. Cayenul care urma să-i scoată din acea groapă economică în care ajunseseră ei. Bun, deci dacă Tuaregul a fost Creat, gândit alături de Cayenne, înseamnă că avea dotări care poate nu erau neapărat specifice unui Volkswagen. Suspensia pneumatică care putea regla înălțimea mașinii, o chestie mai rar văzută până atunci la Volkswagenurile normale. Din nou, un sistem foarte deștept de tracțiune integrală, gama largă de motorizări, un interior foarte frumos, modern pentru vremurile acelea. Mașina venea cu blocant central și blocant spate și exista de asemenea o opțiune foarte rară de blocant față. Toaregul nu era făcut doar ca să fie, doar hai să facem un sub și apoi vedem noi ce iese. Nu, germanii îl gândiseră din prima ca o mașină care să se lupte de la egal cu un model precum Land Cruiserul care deja era legendar. La fel ca a prima generație, această a treia generație a făcut vâlva atunci când a apărut. Pentru că era... Un model la fel de capabil ca a doua generație, care fusese înainte, dar cu mult mai multă tehnologie. Acest, nu ecran, televizor de 23,3 cm, diagonală, un ecran de 7 inci, un instrumentar de 7 inci acolo în fața ta. Practic, aveai posibilitatea de a merge pe off-road, pe unde pot merge mașini mult mai puțin confortabile, dar în același timp, cu acest interior puteai să te simți ca și cum ai fi într-un Audi, pentru că cu siguranță acest interior nu ar face de rușine niciun producător dintr-un segment premium. Și sincer, e bine că a fost așa, pentru că mașina aceasta a crescut mult prețul. De exemplu, ceea ce conducem noi astăzi, acest V6 turbo diesel, într-adevăr, airline și tot ce trebuie, cu un pomelnic de opționale, full fără trapă, cum ar spune băieții, pentru că avem și uh, masaj în scaune, avem și soft close, avem tot pe această mașină. Mașina aceasta este, cu TVA inclus, 93.000 de euro. Da, se apropie periculos de mult de un Audi. V6 turbo diesel de 3 litri, 286 cai putere, 600 Nm cuplu, evident, 4Motion, tracțiune integrală, o transmisie automată în 8 rapoarte și un timp de 0% în circa 6 secunde. Ce mai vrei? A da, și un consum de 10 litri la sută, ce drept am mers mai mult în oraș. Ce mai vrei? Cu o remorcă cu sistem de frânare propriu, Tuaregul poate să tracteze 3,5 tone. Deci dacă vrei să-ți iei mașina asta și să începi să aduci motociclete din Italia, poți să faci asta lejer, pentru că în ultima, în ultima vreme mașinile acestea parcă au ajuns mai mult așa ca un status symbol și mai puțin ca un off-roader dar chiar și așa poți tracta după cum spuneam până la 3,5 tone și nu doar asta dar dacă vrei să mergi pe teren accidentat nu e nicio problemă, poți să faci cu ușurință acest lucru având în vedere că suspensia pneumatică autonivelantă permite o gardă la sol de maxim 23,7 cm minim, dacă nu mă înșel, 16 sau 17 cm. Deci nu o să pui toare cu pe burtă, dar cu siguranță poți să-l urci pe catalige dacă vrei să negociezi nămoale, zăpadă sau orice ai nevoie. Deși poate de afară, mai ales dacă te uiți din spate, nu mai pare așa o mașină masivă, având în vedere cum sunt mașinile în zilele noastre, toate s-au îngrășat, toate au crescut în dimensiuni. În ciuda acestui lucru, este o mașină spațioasă, este o mașină cu un portbagaj de 800 de litri și nu doar atât, dar pentru că ai suspensia pneumatică, acolo când mergi în spate ai un buton undeva în dreapta care îți permite să cobori tot spatele mașinii pentru a încărca cu ușurință orice ai avea nevoie. Și știu că poate sună așa o chestie, ai mă, cine are nevoie de așa ceva. Dar, dar, dacă tu chiar pui la treabă mașina asta și să zicem, nu știu, vrei să mergi cu cortul undeva sau car chestii grele pentru a merge la camping sau mai știu eu ce, e un lucru care îți folosește. Un lucru ce îmi place la Touareg și, de exemplu, Land cruiser nu poate face asta, este modul în care își controlează ruriul. Pentru că, da, Land cruiser are o suspensie normală, clasică, arcuri și asta a fost. Pe când, după cum știm, aici este suspensia pneumatică. Ai moduri de condus, le poți selecta de aici. Evident, confort, normal, sport și așa mai departe. Dar dacă lași mașina în modul normal, ea tot gândește, nu e doar un mod static de condus, ci este un mod activ de condus. Asta înseamnă că atunci când intri într-un viraj un pic mai tare inițial simți că mașina are un pic de ruliu după care parcă ruliu acela dispare deși tu te adâncești și mai mult cu viteză și mai mare în viraj pentru că toaregul începe să întărească suspensia din exteriorul curbei ca tu să nu te lași prea mult într-o parte când poate iei un viraj la dreapta sau să nu te lași prea mult în stânga. Asta e o chestie, mașina are două tone să ne înțelegem, adică ruliu ar avea de unde să aibă slavă cerului, dar e o chestie care încă puțin incremental îți face viața mai ușoară și te face să te simți mai în siguranță, te face să te bucuri cât mai mult de experiența de a conduce această mașină. Și de aceea Touaregu, vă garantez, e genul de mașină în care trebuie să te urci, scaunele sunt confortabile, cu familia, cu prieteni, cu bagaje, și să conduci sute mii de kilometri. Din punctul meu de vedere, da, asta e o mașină cu care poți să mergi lejer până în Grecia cu familia și să-ți și placă. Păi exista o vreme când legile de poluare ne vor interzice să mai producem astfel de mașini. Astfel de brute, V6, diesel, care într-adevăr acum sunt mult mai curate decât erau inițial, dar știm cu toții care este trendul în lumea auto, așa că s-ar putea să nu mai putem bucura foarte multă vreme de astfel de suvuri. Când ele nu vor mai exista, atunci vom avea la îndemână suvuri electrice, care acelea vor fi foarte bune pe off-road. Pentru că un suv electric poate să controleze extrem de minuțios cuplul pe fiecare roată, fiind cuplul electric este foarte ușor de controlat. Doar că da, acelea vor fi mai grele, suvurile electrice vor fi plusuri și minusuri. Dar uitați-vă ce se întâmplă pe piață cu modelele Toyota Land Cruiser mai vechi. Au început să crească foarte mult în preț. Dacă ai, eu zic un singur lucru, dacă ai un Touareg de primă generație care e un pic îngrijit și care nu are foarte mulți kilometri, continuă să l îngrijești. Eu îți garantez că atunci când mașina aceea va face 30 de ani, bă, cum spuneam, deocamdată Touareg-ul am primit 20 de ani. Dar peste 10 ani, eu cred că touareg va deveni o mașină cu adevărat dezirabilă. Mă refer la touareg de prima generație. Uh, încă o chestie, uitați-vă de exemplu la ce se întâmplă acum în America cu Porsche Cayenne. Din nou, Cayenne-ul de primă generație dezvoltat alături de uh, touareg de primă generație. Sunt foarte mulți americani care își modifică aceste Cayenne-uri pentru off-road, dar nu pentru off-road lejer, ci pentru off-road destul de extrem. Își fac mașinile acelea de overlanding cu cort deasupra, cu roți mari, cu tot ce trebuie și le transformă cayenne în acest sens. Cred că și toaregurile au acest potențial, de fapt sunt sigur că și tuaregurile au acest potențial. Și dacă aceste cayenuri, care din nou în America puteau fi cumpărate până cu câțiva ani cu 5-7000 de dolari, și apoi mai, băgai, mai băgai încă încă 10.000 și îți făceai un super Cayenne de overlanding, cred că același fenomen se va întâmpla și cu toaregurile de primă generație. După ce se va întâmpla asta, cele originale se vor împuțina. E și atunci să vezi tu cât va costa un Touareg V10 diesel care dacă nu mă înșel avea distribuție pe pinioane. Motor fiabil. Interiorul în îmbină duritatea specifică unui off veritabil cu eleganța unei mașini germane. Controlele sunt simple, sunt ușor de înțeles și ușor de acționat. De exemplu, aici pe consola centrală există două rotițe, așa, fiecare controlând ceva parte a sistemului de off-road, ca să zic așa, sau a trenului de rulare, pentru că în dreapta aici există un control pentru suspensie, de aici, de la această rotiță, poți controla înălțimea suspensiei și aici în stânga există o rotiță ce îți permite să selectezi modurile de condus. Confort, normal, sport, individual, off-road sau chiar snow. În modul off-road ai un mod auto și un mod expert. Auto expert, cred că e o publicație online. Și acum tocmai am auzit cum mașina a ridicat garda la sol Ok uh, Cert este că de aici poți controla cu ușurință Dacă vrei să faci off-road rapid Ai doar două protițe la îndemână și asta e tot Mai în fața aici ai controlele pentru uh, auto-hold Pentru că da, mașina are și asta Controlul pentru volum Parcare automată Un buton mare de avarii Pentru că nu știi niciodată când trebuie să mulțumești cuiva Când urci la 3000 de metri cu toaregul tău Evident foarte bărbătesc acest selector de viteze așa, Cam mult plastic lucios, pentru că deja, deja intrăm în partea aceasta de mașină elegantă, știți? Un pic de plastic lucios care deja s-a murdărit de la amprente și se va murdări și de la praf și se va zgâria în timp, dar aici există un compartiment cu wireless charging pad, niște LED așa frumos, totul foarte elegant pus la punct și apropo de eleganță, controle de pe volan, care nu sunt cele mai reușite Volkswagen și mă bucur că există niște zvonuri cum că ați vrea să renunțați la ele pentru că acestea sunt controle touch, adică nu apeși neapărat pe ele, ci poți doar să le atingi un pic și mașina printr-un haptic feedback îți spune ce a făcut. Sau poți să le și apeși mai tare, e un pic dubios așa cum să zic așa, feedback-ul pe care îl primești de la aceste butoane de pe volan. Oricum, volanul arată bine, subțire, așa frumos, perforat aici, îți vine să conduci mașina asta. Sistemul de infotainment care este aici pe mijloc, acesta, cum vă spuneam, televizorul de 23,3 cm pe diagonală, Ei bine, acesta este destul de ușor de înțeles. Scaunele au și încălzire și ventilație foarte ușor de controlat de aici. Dacă apeși pe scaun rapid, poți să pornești și masajul sau să selecte selectezi tipul de masaj pe care îl vrei. Eu pot selecta, de exemplu, mângâiere spate sau bătaie spate, ca așa e în viață. După ce te mângâie, bam, ție e acolo. Ce masaj vrei tu? Și pentru șofer, și pentru pasager. Există Android Auto Apple CarPlay prin cablu. Și în principiu e un sistem relativ ușor de folosit Poate un pic cam aglomerat așa la prima vedere Dar te învezi rapid cu el Are și uh, senzor de mișcare S-a mișcat <laughs> Merge bine de obicei Acum cred că am pus eu mâna un pic dubios uh, Ai aici toate funcțiile principale. E relativ ușor de înțeles acest sistem de infotainment. Deci, de ce vă prezint acest sistem? Pentru că peste 30 de ani când asta va fi o mașină clasică, vreau să mă uit la clipul ăsta și să mi dau seama cât de mult a îmbătrânit mașina datorită sistemului de infotainment, pentru că asta asta îmbătrânește foarte mult. Asta datează foarte mult automobilele. De obicei tehnologia cu care tu interacționezi, că motoarele cu combustie interne sunt cam toate la fel, cutiile automate, manuale sunt cam toate la fel, pe toate le percep cam la fel ca să zicem așa. În schimb, aici, de obicei, asta face un E30 să fie îmbătrânit, faptul că ai acolo un mic castofon și două, trei butoane. A, ah, și mașina asta are sistem audio Dynaudio care este tare de tot. E bine că am a fost clipul cu Touareg 3. Acesta este ultimul an de producție al Touaregului 3. Urmează Touareg 4, după cum spuneam, dar până atunci din nou să ne bucurăm de ce înseamnă acest V6 diesel cu 0100 în 6 secunde. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Rămâneți pe Vlog Auto și vă rog lăsați-mi în comentarii amintirile voastre legate de Touareg pentru că sunt sigur că la un moment dat Toaregul a existat în viețile voastre, la fel ca golful, ca Passat-ul, nu neapărat că ați avut voi, dar ați avut un prieten, ați văzut pe stradă una, ați văzut una făcând ceva la care nu te așteptai, cu siguranță aveți așa ceva. împărțiți cu noi și apoi hai să vedem ce, ce se întâmplă cu Touareg 4. Rămâneți pe eBlogAuto, la revedere!